Onorată audiență, dați-mi voie să vă spun bună dimineața și de la început doresc să felicit Banca Națională a Moldovei pentru inițiativa organizării acestei conferințe. Consider că dezbaterea pe tema propusă este binevenită în acest moment, când se simte nevoia unor clarificări deopotrivă în ceea ce privește măsurile pentru salvarea economiilor afectate de pandemia COVID-19, cât și misiunea ce revine băncilor centrale. Întrebarea ce poate și ce nu poate să facă o bancă centrală este mereu de actualitate. În întreaga lume, atât guvernele cât și băncile centrale au intervenit cu promptitudine pentru a adresa impactul negativ determinat de pandemie prin politici sociale, economice, fiscale și monetare. Acest sprijin complex, fără precedent, a demonstrat că în astfel de situații, mobilizarea autorităților, în special a celor monetare și fiscale, este esențială pentru asigurarea unei bune funcționări a piețelor, a mecanismelor economico-financiare și sociale. Tema acestei mese rotunde, rolul unei bănci centrale în modernizarea societății, provocări în economiile emergente, este însă mai cuprinzătoare decât modul de răspuns la provocările crizei medicale fără precedent pe care o traversăm. Alegerea acestei teme ne dovedește încă o dată, dacă mai era nevoie, preocupările constante ale Băncii Naționale a Moldovei și ale conducerii sale pentru a juca un rol activ în dezvoltarea și modernizarea societății moldovenești pe drumul său spre Uniunea Europeană. Invitarea mea în deschiderea acestui eveniment îmi oferă prilejul să evidențiez, din poziția de partener veteran al Băncii Naționale a Moldovei, progresele remarcabile pe care le-a făcut instituția dumneavoastră, domnule guvernator, pe drumul spre o bancă centrală de tip european. Remarcând traseul urmat de instituția dumneavoastră, nu pot să nu-mi amintesc traseul dificil al Băncii Naționale a României pe același drum, provocările și maniera de rezolvare a problemelor pe care le-am întâmpinat. De aceea, cred că noi, cei de la Banca Națională a României, în special veteranii, suntem în măsură să facem o evaluare corectă, realistă, a progreselor deosebite ale colegilor noștri de la Chișinău. Mai ales că între băncile noastre centrale există de 3 decenii o strânsă cooperare instituțională bilaterală, dublată de parteneriate strategice dezvoltate între instituțiile noastre cu sprijinul Uniunii Europene, cu sprijinul Fondului Monetar Internațional, cu sprijinul Băncii Mondiale. Dragi colegi și dragi prieteni de la Chișinău, fiți siguri de întregul suport în continuare al Băncii Naționale a României în efortul de aliniere la standardele și practicile europene pe care îl face Banca Națională a Moldovei. Domnilor și domnilor, onorată audiență, câteva cuvinte despre temă. Obiectivul fundamental al unei bănci centrale de tip european este acela de a urmări stabilitatea prețurilor în economia națională. După criza din 2008, s-a întărit ideea că asigurarea stabilității sau asigurarea și a stabilității financiare nu este incompatibilă, ci chiar benefică pentru realizarea obiectivului fundamental. Realizarea acestui obiectiv
depinde esențialmente de independența băncii centrale, politică, juridică, funcțională. Independența unei bănci centrale este o temă vastă, mult prea vastă, ca să o dezvolt în continuare. Dar dați-mi voie să dezvolt câteva idei despre independența politice monetare, apropiată de tema noastră de astăzi. Independența politice monetare implică decizii, în special privind rata dobânzii de referință, politica de curs de schimb, administrarea rezervelor internaționale, stabilirea cerințelor prudențiale privind rezervele minime obligatorii pentru sistemul bancar și, de asemenea, este de menționat rolul băncii centrale de agent pentru împrumuturi prin emisiuni de titluri de stat și obligațiuni efectuate de autoritățile fiscal-bugetare pe piața primară. Și aș adăuga că o bancă centrală este direct implicată în gestionarea lichidității în economie, oferind împrumuturi contra unor garanții eligibile, în special formate din titluri de stat. Ea de asemenea poate recurge la măsuri intervenționale excepționale în scopul asigurării nivelului adecvat de lichiditate, spre exemplu prin programe de relaxare cantitativă, cumpărând active financiare, titluri de stat, tranzacționate pe piața secundară și deținând în portofoliul său astfel de instrumente. Simpla enumerare a acestor domenii de acțiune ale politicii monetare, și nu le-am spus chiar pe toate, sugerează că este vorba de decizii privind mecanisme și instrumente de strictă tehnicitate, sofisticate, bazate pe informații complexe, și toate aceste decizii pot fi corect operabile numai în condiții de înalt profesionalism. Independența băncii centrale în baza unui mandat legal clar este de aceea esențială. Un domeniu în care acest lucru este și mai evident, pentru că se desfășoară în condiții de competiție pe piața mondială, este administrarea rezervelor valutare. În principiu, acestea asigură, în special în cazul economiilor emergente, resursele pentru depășirea dezechilibrelor externe și asigurarea unei relative stabilități a cursului monedei naționale în jurul fundamentelor economice și financiare. Realocarea resurselor pentru utilizarea discreționară și scopuri pe termen scurt, ca să spun, afectează puternic aceste echilibre esențiale. Iar monetizarea acestor rezerve creează probleme în plus. Se afectează de asemenea semnificativ funcționarea normală a piețelor și credibilitatea băncii centrale, dar și credibilitatea oricărui guvern și a oricărui țel. În final, totul este în detrimentul societății. Păstrarea și administrarea unui nivel adecvat al rezervelor internaționale, desfășurate cu competență și profesionalism de Banca Centrală, ferește țara de crize cumplite. Privarea de acest drept lasă țara în bătaia vânturilor. Din aceste considerente, în contextul unor ample dezbateri la nivel internațional privind importanța și limitele independenței băncii centrale, dezbateri pe care le cunosc și nu le contest, pledez pentru independența băncilor centrale, dar și pentru un echilibru instituțional între băncile centrale și autoritățile fiscale, guvern în general, ca părți ale puterii executive. Stabilitatea macroeconomică, premisă crucială
a dezvoltării economico-sociale sustenabile și a modernizării, ca să folosesc economice, pe care o să, ca să folosesc titlul acestei dezbateri, este asigurat atunci când există un echilibru între politica monetară și cea fiscal-bugetară. Schimbarea raporturilor instituționale deja consacrate, schimbare în momentul de criză, poate constitui un risc real pentru viitor. Succesul implementării măsurilor post-pandemie, atunci când prioritatea va fi revenirea cât mai rapidă la normalitatea economică și socială, depinde esențial de gradul în care va fi păstrată stabilitatea macroeconomică. Independența băncii centrale, o înțeleg însă, ca să fac câteva precizări, nu ca o izolare asta într-un turn de fildeș, ci ca o conlucrare activă, combativă, în baza legii cu autoritatea fiscală, cu guvernul. Nu cred, din experiența mea, că există alternativă mai bună la un mix echilibrat, coerent de politici fiscale și monetare. Iar independența băncii centrale presupune în același timp răspundere, accountability, în fața legii, în fața mandatului său, în fața societății. Sau, ca să folosesc cuvintele cunoscute ale lui Costache Negruții, banca centrală trebuie să dea seama pentru ceea ce face în fața societății. Prin afectarea independenței băncii centrale în favoarea unor decizii politice care urmăresc câștiguri electorale pe termen scurt, costurile reale vor fi suportate la nivel economic și social pe termen lung de întreaga țară. Este adevărat, un studiu recent publicat de Banca Centrală Europeană cu tema The Case for Central Bank Independence prezintă faptul că, deși independența de jure a rămas în mare parte intacte, independența de facto a băncilor centrale s-a deteriorat în aproape jumătate din eșantionul băncilor centrale observat. Acest lucru este adevărat și pentru mine îngrijorător. Nu îl comentez. Privind însă la istoria de peste 3 secole a băncilor centrale, sper că acest lucru se înscrie în ciclul lung de suișuri și coborâșuri pe care le-a înregistrat independența băncilor centrale. Doamnelor și domnilor, în România, impactul economic inițial al pandemiei a fost puternic, accentuând dezechilibrul existent, accentuind presiunile privind deprecierea monedei naționale și accentuând presiunea pe creșterea necesarului de lichiditate. Drept consecință, obiectivul imediat, nu cel fundamental, obiectivul imediat al băncii noastre centrale a fost să păstreze stabilitatea și lichiditatea sistemului bancar pentru buna funcționare a finanțelor publice și a economiei în general. Concomitent, dozajul de măsuri a fost bine echilibrat și a urmărit evitarea unei deprecieri excesive și nenecesare a leului și a urmărit de asemenea menținerea inflației pe cât posibil în intervalul țintit. Pe un orizont mai larg, am urmărit păstrarea încrederii că echilibrele economice și financiare sunt ținute sub control. În acest sens și în deplină concordanță cu mandatul și independența sa statutară și de facto, Banca Națională a României a adoptat cu celeritate un pachet de măsuri proporționale și eficiente pentru susținerea economiei românești. Dat fiind caracterul excepțional al pandemiei, Banca Națională a României a colaborat mai strâns în această perioadă cu guvernul, în special cu Ministerul de Finanțe, pentru a evita un eventual conflict între măsurile monetare,
macroprudențiale și cele fiscal-bugetare. Contextual, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis reducerea succesivă a ratei dobânzii de politică monetară, îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară, furnizarea de lichiditate instituțiilor de credit prin intermediul operațiunilor repo, operațiuni reversibile cu titlul de stat, în vederea asigurării funcționării fluente a pieței monetare și altor segmente ale pieței financiare, reducerea ratei rezervei minime obligatorii pentru pasivele în valută ale instituțiilor de credit, precum și cumpărarea de titluri de stat în lei de pe piața secundară, în vederea consolidării lichidității structurale din sistemul bancar, care să contribuie la finanțarea în bune condiții a economiei reale și a sectorului public. Referitor la ultima acțiune, cumpărarea de titluri de stat în monedă națională de pe piața secundară și ținerea acestui stoc în portofoliul Băncii Naționale, măsură larg adoptată de către băncile centrale în actualul context, aș dori să subliniez că noi, la Banca Națională, am hotărât să demarăm achizițiile de pe piața secundară numai după ce a avut loc o modificare a poziției Băncii Centrale a noastră pe piață. Mai precis, după ce poziția de debitor anterioară avută de Banca Națională a României a devenit poziție de creditor net în relația cu băncile comerciale. Din această perspectivă și în deplină concordanță cu statutul BNR, măsura a fost întreprinsă în scopul asigurării lichidității adecvate în sistemul financiar. Și cred că nu reprezintă o măsură propriu-zisă de relaxare cantitativă. Este însă apropiată de acesta. Nu în ultimul rând, aș spune că Banca Națională a adoptat mai multe măsuri la nivel operațional pentru a asigura continuitatea și buna funcționare a sistemului de plăți și de decontare în moneda națională, precum și asigurarea fluxurilor de numerar necesare băncilor pentru derularea tuturor operațiunilor. Onorată audiență, în concluzie, ce poate să facă o bancă centrală pentru modernizarea societății într-o economie emergentă ca cea a Republicii Moldova? A spune că multe lucruri bune, dar în interiorul legii și a mandatului său de păstrare a stabilității macroeconomice. Și aș adăuga că nimic bun în afara acestui mandat. Cooperarea interinstituțională eficientă într-o arhitectură funcțională optimă reprezintă o formulă de a depăși cu succes momentele de criză, inclusiv situația generată de pandemia COVID-19. Reafirm așadar, cu toată convingerea, importanța menținerii independenței băncilor centrale și asumarea cu toată responsabilitatea a obiectivului fundamental ce revine acestora. Acest obiectiv reprezintă elementul principal de stabilitate macrofinanciară, la care se adaugă și rolul simbolic, dar nu mai puțin important, de generator al orizontului de speranță, atât de necesar astăzi în toate țările noastre. În final, îmi exprim convingerea că lucrările acestei conferințe vor constitui un bun moment de reflecție asupra temei actuale privind rolul băncilor centrale și importanța independenței acestora. În numele Băncii Naționale a României, în numele Consiliului de Administrație al instituției noastre, vă rog să primiți, domnule guvernator, stimați colegi și prieteni de la Banca Națională a Moldovei, cele mai bune urări pentru dumneavoastră și colegii dumneavoastră, aceleași urări și distinselor instituții pe care le reprezintă o parte din auditoriu. Vă mulțumesc!